Viață tuturor, maică! Bună viață tuturor! Știți voi ce e asta? În italiană se cheamă ruta. Vezi? Foarte bună pentru ochi. A, vrei să-ți spun și cum se folosește? Dai și tu o cafea și te învăț cum să o folosești. Vezi, eu o plantez. Uite aici ce mai am. Ăsta știi ce e? E siminoc. Și ăsta e pelin. Vezi? Pelinul. Pelin. Vezi? Un alt tip de pelin. Îl vezi? Și ăsta ce-i? Cine știe? A? Nu se pun niște roșii în grădină ca să am să mănânc. Să ai să-ți faci rău cu roșiile, în alba. Bine, nu, vreau numai să-mi salvez video cu ruta. După aia în descriere sau de multe ori în comentarii pun și câte un leac despre ea. Tu care ai un pic de grădină, un pic de pământ, ce plantezi? Uite aici, ăsta e un alt tip de pelin. Se ia așa câte unul din ăsta și se mănâncă pe zi, miam, 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 și nu dă cancerul peste tine. Curăță sângele, antibacteric. Mama, ce bună, e amară, e bună. Uite aici pelinul. Ce e ăsta? Nu știu, ăsta ce-i? Hai că-l punea bunica în borș. Aici am un pic de mentă. Dar nu, m-a interesat să fac un video de 2 minute despre rută, că să-l am. Să-mi culeg și semințe de ceapă, ca să nu cumpăr arpagic. Fasolea crește. Bine. Deci despre rută, maică. Rută. Ăștia mână-mână că ți se usucă, îi culeg. Să văd cine e pe la poartă. Trece și încet, curios. Ia uite aici cum lucrez eu. Vezi? Adun iarbă, burieni, pun la... Și aici m-am rută. Vezi? Aici rută. Și aici cartofi dulci, napi. Cum îi zice la voi? Vabe, se cheamă topinambur. Vezi? Astea le adun. Le adun doar astea. Le usuci, le matini și mănânci câte o frunzulită, câte o frunzulită, câte o lingurită, scuza, și nu ai treabă cu constipația. Uite aici, napi, frunzele luase sunt bune, florile sunt bune. Bun, hai că mă duc, am treabă, n-am timp. Că voi nu mă plătiți, sunteți gârciți. A, uite, plac florile. Ciao, ciao.